În ultimii 2 ani și jumătate, după ce a făcut parodontoză, Dorel a făcut cale bătută până la medicul stomatolog. Dinții au început să se clatine, să mai fie stabil și a trebuit să am o intervenție foarte mare. A pierdut și rubanilor cheltuiți pe radiografii, operații plus alte tratamente necesare implanturilor dentare. Spune că nu ar fi ajuns aici dacă venea din timp la medic. Sunt unul din acei proști care zicea numai că nu durea. Suntem pe penultimul loc în UE la numărul mediu anual de consultații stomatologice. Îngrijorător este faptul că la sate 70% dintre copii nu s-au așezat vreodată pe scaunul unui cabinet stomatologic. La dinții de lapte, astăzi vezi o mică pată, peste 3 săptămâni nu mai vezi dintele. Adică evoluează extrem de rapid și mai ales când vorbim de carea de biberon. Așa s-a ajuns la cifre ca într-o țară subdezvoltată, o treime din populația țării nu mai are niciun dinte în gură. Și nici așa autoritățile nu au venit cu vreo strategie. Statul alocă doar un buget lunar pentru fiecare medic stomatolog. De la 1 iulie, medicii stomatologi pot deconta servicii medicale de până la 9.000 de lei. În noul contract cadru, românii pot beneficia gratuit, anual, de un detartraj cu ultrasunete și un periaj profesional. Recunoaștem că a rămas într-un fel ca și nivel de finanțare stomatologia destul de jos, un fel de cenușăreasă a medicinei românești, însă depunem toate eforturile astfel încât să putem asigura accesul pacienților la aceste servicii. În teorie, toți românii au acces la servicii stomatologice decontate, în practică doar norocoșii. Alexandru nu e printre ei. Nu am găsit pe nicăieri să mă duc să mă încadrez pe acest plafon. Întotdeauna fondurile erau deja terminate, programările ar fi trebuit să fie mult prea departe și atunci nu. Banii de la stat nu acoperă nici măcar un tratament complet. Undeva la 6.000 de lei putem să acoperim un detartraj, un consult și o obturație. Maxim la prețurile vechi, la cele noi. Sunt mulți cu probleme majore și sunt probleme care nu sunt acoperite de casa de asigurări. Și găsirea unui medic care să aibă contract cu o casă de asigurări este o loterie. Doar 10% oferă servicii suportate de stat. Lista cu numele lor e afișată pe site-ul caselor județene de asigurări de sănătate.